Bună ziua, doamnelor și domnilor, prieteni! Azi Leuțu se uită la purcelașii lui. Pe ce au aici? Au, mamă, cum bea lapte de la ea. Vino cu ce să-ți dai camera. Vrei să-ți dau camera, vezi că o sperii. Și numai să închizi acolo, Leuțule, să nu... Au, a intrat. Stăteau așa, ia, stătea în picioare și... Lasă, dă-i apă, pune-i apă din asta. Zici că vrei să le pui și lor apă. Ia, ia asta. Nu, dacă să nu scapi în spate pe acolo, pe la vecin. Da, păi cred că intră pe la vecin. Și vecinul are un câine mare și mănâncă. Că acum mama lor le dă lapte. Suc de la mama lor acum. E bine, stă cu ei acolo și nu umblă. Domnul Ghiță, ce face? Da? Doarme. La somn, da, mi-a zis. La somn. E somn? Doamne, Ghiță, ce face? Doarme. Păi da? Am urcat astăzi porcul tău. De tabobe i-am dat. Unde e cu Dorința? Ce faci cu Dorința? Știu ce joc. Merge asta, ți-am reparat asta priza. Aha, am văzut că merge acum. I-a făcut un scurt prieten, vedeți acolo sus, de la limanul ăsta ce are ea. Și a fugit cu Dorința de nu știa pe unde să mai bagă. Da, de frică când au apognit. Bine că ai rezolvat. Hai, te lăsăm cu Dorința, fă-ți treaba aici. Hai că vedem. Hai să vedem cine. Oh, ce faci, băi, Dodule? Ia un șilmez. Da. Păi cum? Zi de zi, nu știi ce. Ce, ți-ai luat alta? Da. Oh, ce boliță ai luat, Dodule. La vânzare, mă. Asta îl vinzi acum? Da. Rover. Filmează aici, în interior, să vadă lumea. Hai să vedem interior. Acum l-ai luat, Dodo? De 2 săptămâni. Și acum săptămâna de ieri vreau să dau să iau altă. Ce interior fain are. Mm, e foarte bine, dar tot te țin de meserie. Eu am uitat-o pe a mea. Cu mașinile dezmontate. Nu știu mai ce vezi. Cauciucuri noi. Nu arată bine mașina. Care vrea să te contactezi. Păi cât vrei pe ea, Dodo? 1500. 1500? 1500. 1500 ce au zis? Nu. Nu, mă, scoase pe o lună de zile, mai are 2 luni de scos. Păi nu, că scoți tot timpul acum cu pandemia și eu mi-am scos așa. Chiar după 3 luni de zile poți să-ți mai scoți pe lună, cât timp e pandemia. Tot cu numerele alea ce le ai, știi? Îți faci asigurare pe un an de zile și poți să-ți. Păi poți să faci pe un an. Deci tot cu numerele astea ce le ai, chiar dacă ți-au expirat, cu cartea aia ce îți dă la mână, poți să-ți iei numele roșii. Eu mi-am luat ieri. Ca să știți și voi, prieteni, cei care aveți numele roșii. Să știți că puteți să mai luați, chiar dacă ați luat de 3 ori. Ce mâncare mai faci bucătării? Uite, vreau să-l tai pe asta, uite pe unde se bagă, vezi, capitanul. Da, uite. Intră și el unde intră găina să facă ouăle, că parcă-i găină și el. El verifică ouăle găinii dacă mai sunt acolo. Porcul ce mai face el? Băi, e bine. E bine că s-a acomodat cu noua lui căsuță. Hai, mă. Hai. Lasă-mă, dacă s-a pus jos, să doarme. Hai. Uite, vezi ce trebuie să scoală când nu... Hai. Idee mâncare, mă, de ea. Păi mâncă, știi cum, ce bine, uite, nu avem mai mâncare. Păi mai pune-i boabele, eu. Uite, e boabele. Uite, ia boabele la copil și de să mănânce. Ei, a rămas unul pe afară. Băi, nu le tramă la noi, mă. Vrei și mie un cățeluș din. Îți dau 2. De ce 2? Păi sunt 7 și trebuie să mai dau și la asta încă 2 la mangea. Ia, sunt frumos. Hai, hai.
Bă, pune-i în tavă, mă. E apă acolo. Păi trebuie să pui acolo, ce are? E învățat să mănâncă de jos. A, și acum e pus jos, zice. Păi e învățat să mănâncă de jos, așa mânca și l-o. I-am pus în tavă și nu mai pui așa, dacă e tava asta, pui aici în apă, că mânchi el de acolo și din apă, ce are? A patra găleată de boabe a mâncat astăzi. Când îl tai bucătării? După 20 încolo. Păi ce, mai avem o săptămână? Păi suntem pe... Luna asta, că e luna viitoare. Nu, 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 asta. Și alălalt o să-l tai aproape de Crăciun. Alălalt, că ăla-i mai mic. Păi și ăla cum l-a dus acasă? Păi, văd, nu știu săptămâna. Nu-mi ține femeia mea și de până de Crăciun. Ne cunoaște femeia, că tot am mai cumpărat noi de la ea păsări și multe altele, știi? Să mergem la ăla unde ai zis tu, la Ciochiuța, la Moral. Pare, la Moral, te așteaptă. Mi-a zis, hai până la ea. Hai până la ea, să hai să mergem până acolo. Poate are doi porci și de eu de acolo și de acolo. Eu ți-am zis să nu stai după ăla, că și eu anul trecut am luat de 2 ani la rând de la asta, din Crivina, dar nu poți, că uite, na, nu știi ce se întâmplă și nu poți să mai iei după aia, să scumpesc. Posibil să se scumpească. Dă-te-ne uțile, că dai un zaibăr cu ăla. Ce fac eu acolo? Că dobune aici, am zis. Să băgăm în damijana asta, să o ascultăm, că... Trebuia închisă de mult, dar eu păi am... Păi asta cred că s-a aflit, eu nu am dat la asta. Nu fie, e scrișoară așa. S-a fi tot vinul, prieten. Ajunge la bagă ăla, să vezi dacă e de ajuns sau nu. Nu trage mă, că dacă rămâne eu nu-l beau. Și crezi că dacă înapoi nu mai puteam să-l pun. Ține de pâine. Ce pâine are. Pâine ia la mama, nu mai o luai. De ce nu-i luat? Așa face ea, ia lucrurile și nu-i luat. Cursă pe jos. Hop, 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 vezi că puteai pe lângă și îngheață în asta și se sparge. Pune-i de pe partea asta. Mai bine așa. Doamne, când dai lucru la cineva... Și la fără mea mai am o pânără și m-am dus la asta. Ce trebuie mai zic? Vezi că trebuie să mă zic. Miroasa chiar puțină, gata. N-am avut parte de vin, adică n-am avut noroc anul ăsta, prieteni, cu vinul, știți și voi destul de bine ce am pățit. Prietenul, dai zaibărul meu și alea. Păi ăla e, vezi? Prea mare laudă, da? Da. Să vedeți ce zaibăr fac eu și acum... Ce să mai fac acum? Asta e, cumpăr și eu acum de sărbători 5-10 litri când e să tăiem porcul, nu? Da. Hai să nu trebuie să te duc să te tunzi. Trebuie să fac unul mare, stai că sunt mai târziu. Mai târziu? Tot așa ai zis și ai uitat? Păi cum să sun dacă tu filmezi cu camera? Păi du-te afară și sună. Păi, tu îți dai o camera încolo. Uite, o țin încolo pe el. Păi tu filmezi cu telefonul meu. Filmezi cu telefonul meu. De unde să-l sun? Sună de la mine. Leuțu, să-mi aduci niște boabe de... De piper. Nu, de piper. De piper. De orez. De piper. Uitați că lucru avem pe aici, uite. Astea sunt și lucruri pe care mă întrebuie mie, știți? La o casă, vă dați seama. Păi eu nu pot să le arunc cu tuna. Cum să-mi arunc? Uitați aici, am cositor, am alea, când am delipit, uite, ciocană delipit aici. Cum? Uite, nu? Vedeți? Vedeți ciocanul de lipit? Asta e un ciocan de lipit. Am una, două, trei, patru ciocane de lipit. Oh, oh, oh. Cablu. Nu? Nu, uitați aici, am uite mâneri de flexe, de alea. Aici sunt ciocane, uite, le vedeți? Cozile lor.
Nu ți-a avut un idee la, la cupru. Vedeți? Am toate dimisiunile. Și mai e una. Bine, nu le-a văzut de-am cu jenă. Ce faci cu atâtea ciocane dacă tu nu ești mai stăt de casă? Nu am un dopul fără gaură. Cum fac aici? Păi își pune și pe ăla cu gaură și ia-ți tu pe gaură. Cu ce? Cu aluat de ăla. Sau cu cositor. Cu coci, pardon. O și eu cositor. Ulei pe bucușba, bărmașini, alea, alea, tun de încălzire, apare mic de sudură, dar nu e bun de nimic, prieteni. Uitați ce am cumpărat anul trecut, ăsta, și la jumate de electroz se oprește. Ia să mă uit. Uite, îmi bag niște boabe de orez. Unde? Îmi vin aici să aibă acidul ăla ca șampanie, să limpezăște. Ce? Boabe de orez? Boabe de orez. Nu știam chestia asta. Eu la mine m-am dus de-a luat, oricum au venit 10 ani să vin. Așa se facă, lasă. Am pus făină, prieteni. Am muiat niște făină cu apă și am pus așa ca să se tărească, să nu prindă aer. Eu așa fac pe fiecare an. Așa faceți și voi, prieteni. Ia scrieți acolo în comentarii. Cu făină, așa m-a învățat a bătrânii, mama. Străbunica. Și cu bidonul ăsta de apă ce-i acum unde stătea furtunele cu apă. Vino să vezi, Cătăline, cum am făcut, e bine? De unde vă zuci de la cea mai mare distanță? Vine. Să pe video după aia și vă ce-i făcut. Ce-i ăsta? Și-o mă-l duc. O damijană, uite, am făcut-o. Damijana asta, eu am sacrit. Ăla și ce a fost atunci, ce a rămas. Da, ce au strâns ei de pe teascul, atât. Păi și acum ce mai faci cu el? Asta aici, îl țin aceea, să vedem. Lasă că e bun. Merge cu friptură, merge cu friptură. Mergem cu miere de albine. Lasă că e bun. De cât de loc să râmnești la altul, să te duci să ceri o cănuță. Oh, mai e celălalt? Păi mai bine așa, aici desfaci, bei o cană, două și gata. Când ai poftă. Asta o desface. E geaca asta, dar e frig afară. Asta, vezi, a scos-o de la ladă. Lăsăm jumate de asta galbenă, faină. Mai lăsăm. Și vrea cu tunuța ciorbită. Uite, mai bine ți-o tai cu asta, cu tuna. Ia, cum arată, vezi? Ăsta, uite. Vedeți? Ia-ți-le până de partea asta. Mai bine stai cuțitul ăsta cu tuna. Așa, de la os, direct. Dă-mi ea elantă. Ține, înghețată, ai grijă. Înghețată. Dar uite, o taie bine cuțitul ăsta cu tuna. Uite ce taie, ca joagă. Vai, dar ce bine taie. Încet, că te mă gândești. Nu, încet așa. Cum faci alea? Ce da? E, faci de alea găluște, țărănești? Da, fac de alea, de care-i praș celul leu. Dă-i mai bine cu barda aici, a? Da. Ce faci? Dă-le... Dacă eu am zis să dai cu barda, tu vrei să dai tot cu ăla? Exact. Dă-i să mai tai atunci, să continui. Mai tai asta odată, că tu nu-mi o mânică. Asta, gras. Ce bine tai. Cuțitul de pâine. Bagă aici anuală ca să... Bagă, bagă! Să pun eu să mă repede. Să ai degetele cu tuna.
Să încercați și voi cu un cuțit de asta de pâine. Da, e și înghețată găina. Am scos-o din lat, dar am pus-o în apă, dar deja va tot mai înghețată. Taie cu cuțitul ăla, aici. Lasă-l eu așa cu de care. Ce nu faci cu tu, ce vorbiță? Găluște? Țărănești, hă? Da, stau pentru ăsta mic. De ce dau cu aia? Uite ce frumos fac bărduța. Trebuie să toc și asta. O dată de așa. De ce nu te duci la copiii tăi? Ai văzut că au început să iasă pe afară? Da. Copiii. Spală și ăștia cu tine. Aole, ce faci cu tine? Ce ne faci cu tunița aici? Fac niște tăieri de alea cu găluște de mână, făcute așa cu ou și le amestec așa ouă și cu făină. Găluște de mână? De casă, găluște, așa să spun. Așa și vreau să fac aici, nu știu, nu prea, n-am multe ouă. Și poate ție cu ziua, nu la el, numai la ție. Face cel bătrân. Este șeful cazanelor. Eu știu ce lucrez, nu numai cu tunița la ud în România. Tată, da, prieten, avem de ea tu ai de lucru la cazanele tale, apoi. De la topitorie, de la casă. Mulțumesc, să nu mă am uitat cum sunt. Vin de la topitorie, am topitorie acasă. La aramă, la asta, ele cu cazan, uitați până și părul. Uitați și părul. A venit de la noi, i-am pus un pic de răchie și lui, stă cu noi, servește ciorbița și am zis să mai stea cu noi, vă o să duc eu acasă cu mașina. Și asta ne povestea că azi a lucrat la un cazan foarte mare. Mâne-i ziua la fata mea, Sfântul Grigore. De Sfântul Grigore. La vecina sa. Are praznic. Are praznic cu pește. Mare. Doamne ajută. Doamne ajută. Ce face cu tunița? Bă, uite ce face cu tunița, pot să fac și eu. Nu numai cu tunița. Gata. E șofer adevărat. Poate ai apătare pe mâini ceva jenă. Nu pot, nu pot, că am mizerie, este la lucru. Da, pe de la lucru. Ai intru la lucru iar, la 11. Seara. Acum am un. Bă, jenă, ești periculos. Păi noaptea intri la lucru. Intru iar, trebuie să fac 150 milioane noaptea. Lucrezi toată noaptea la cazan? Multe lucrări, nu pot să spun. Aaa, înseamnă că tu topești la cupru, la cabluri de cupru și nu ne spui. Nu pot să vă spun, copii. Eu sunt un om care trebuie să lucrez să fac bani. Muncitor. Am nevastă. Lasă-ți dă Dumnezeu sănătate, să muncești în continuare, să fii sănătos. Bine că n-avem COVID, suntem negativ. Negativ. Doamne ajută. Păi Jene, ce faci dacă nu ți se mai ia din cap asta, nevreala asta ce ai aici? Poftim? Dacă nu ți se mai ia din păr, ai terminat în cazanul de sudat astăzi. E gata. E gata? Și ce mai se mai face la el? Cazanul e gata, o bijuterie care nu mai fac în viața mea. Cel mai cazan din România, adevărat. Păi, pule, stai liniștit dacă nu ți se mai ia din păr, o să cumpăr eu o vomșea din aia de păr al meu. Ca la maramu, am cazan de maramuri. Dar nu, serios, am muncit și anul, se vede, uitați, nu m-am foc, în fum, se vede, uitați cum are bandajul. Uite, trebuie să-i schimb bandajul la deșert. Uite-le, o să-i schimb și lui bandajul. Da, și să-i schimb și ăla. Dar degeaba, dacă el tot lucrează... Păi da, totuși trebuie schimbat. Păi intru la 11, la lucru. Noaptea? Da. Atunci vine de dimineață pe la tine și ți-l schimb. Da. Ori, schimbă-l și tu, bunicule, că ai bandajul. Nu-i bine, măi, nepăcearea. Uitați, prieteni, gata, ce așa, acum... Iau așa cât timp. Nevasta mea e frumoasă, tare. Punem în ciorbiță. Ce faci aici? Mergem să vedem ce pui acolo. Mergem acolo, acum vrei, acum vrei. Băi, Leo, apel. Stai cu genul, Leo, te aici de vorbă, că noi mergem până la ciorbiță. Hai. Stau în bil până dimineață, că mi-a mărit în viață, ia cu bea și te foia, și la lume nu vorbea.
Lucră cu zi, cu noapte, să face galben, ce de la... La? Leuț. La Leuțul, la Davidul, ce mai tare în Severin, ai, așa m-a făcut mama, să urăsc eu țara mea, ai, li, ai, li, șo-șo pârlă, șo-po pârlă, ai, da. S-a rămas fără o pincă. Hai că ai prins de geamul trale lui, prieten. În mânața ta l-a dat. Dele, 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 are perină cipat. Mă dusară pe la ei, mă culcă pe dușume. La mânța, fete! Mulțumim, Iancu Jianu, ansamblu folcloric, Iancu Jianu, prieten. Cred că se trage de la cazan, ai stat prea mult în cazan. Eu sunt de la Alba Iulia, tata din Alba, mama din Jibolea. Domnul Iancu Jianu, cred că ai făcut cu cazanul, mata. Și-ai băut zama din cazan. Ce-ai pățit azi? Am băut și am băut. Da. Două fete stau pe pispă, de la delete, da, pe gafatole în pispă, pispă-le, în pispă, aia că știu să vorbesc. Așa, domnul Iacu. Te rog frumos, că nu vorbesc eu, anumărator, rapo. Îți mulțumim, așa, domnul Iacu. E la chebale italiana, hele, de la, dai la, la chebale crețică, cu tinea mă descrie. Chebale italiana, dale, 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 da. Ai iubit ar de mande, născăit, pe tele, 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 da. Două fete stau pe prispă, auzi, bă? Da. Și băga fasole în prispă. Gata, mulțumim, domnul Rădulescu. Fasole de primăvară se face la Adelea Pomană. Mulțumim, Jeanu, hai că revenim, mergem până afară să vedem ce mulțumim, face. Mulțumim. Sunt foarte obosit, m-a scuzat. Lasă-ne ai muncești pentru bani. Eu muncesc. Am făcut azi 40 de milioane. Foarte bine, Doamne ajută. Pune-i acolo, răuțule, vin, răchie ce vrei, Iancu Jianu, servește-l, că după aia o să-l duc eu cu mașina. Hai să vedem, aici am prieten cu Iancu Jianu, de belea. Acum l-am prins într-ale lui, sper că de sărbători va face petre... Stai să vedeți ce face de sărbători cu noi Jianu. Da. Nu m-a surprins așa băut, că așa treaz, nu faci nimic cu el, nu te înțelegi. El cântă, face nebunii de astea de ale lui. Și acum face butunița astea. Interesant, ia să strig pe partea asta cu tuna. Nu se vede din partea asta. Uite, iau așa câte puțin făină de asta cu ou. Iau așa câte puțin, știi, și bag în ciorbă. Da. După aia nu mai ești pe lingură, să las aici în ciorbă. Și uite cum s-au făcut. Ia mă duc, că nu mai pot, Iancu Jianu cântă, uite, uite, Cătălini. Uite cum s-a făcut. După aia nu întru cu turnița, că mă duc, că Iancu Jianu... Păi eu pun ăștia la fier, nu mai stau după. Pune tu la fier, că Iancu Jianu e în forță. Stai, Iancu Jianu cântă. Lasă cântă, lasă ce cu el. Hai, da, hai cântă. Mă rog nici bani, tele, 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 și la bacan de gozi. Tele, 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 capitano, hoiam cu Rogiano, hoiam cu Rogiano, am returnat tot de-a-de-a-lu, că bucătară bravalo, te-avem o gărciul do, leacă balo, balo, aluat un porc mare, ce un porc cel mai tare, 30 de milioane a dat, să mire toată lumea. Cu tunita. Uite, Leuțu, cum s-a făcut găluștele mele, vezi? Așa eu vreze, găluște. Vezi, uite, am luat cu lingurița așa din făina aia, câte puțin, câte puțin, dar uite că s-au făcut de mare acum. Uite, Leuțu, arată. Șorbă de găină, de casă.
Aș vrea să facă și prietenele mele să gătească și ele tot la fel, să facă ciorbă de asta de găinușă de casă. Uite, arată-le-o. Uite cum arată. Eu fac afară aici, aici maragazul ăsta pe... Pirostiile astea. Pirostiile astea eu gătesc pe ele. Nici nu mai pus în butelie la aragaz. Asta face mai repede mâncarea, pirostiile astea. Fierbe mai repede mâncarea. Nu mai stau eu după aragaz, abia mergea, fierbea mâncarea încet. Ce-ai făcut cu tunița? Ce-am făcut? Ce seamănă ăștia, parcă scartofi cu tunea acolo. Merg așa. Păi chem ca de pătrânjel. Hai pune, hai pe treabă. Uite cu bună dimineața. Acum filmează, poți să faci. Ia pune într-un crastonaș, să vedem cum arată ciorba. Pune eu! Aia o cuturi, toată lumea. Pune-o cuturiță, ia pune-o cuturiță. Pune doamna cuturiță. Ce cu polovnicul ăsta? Mă pun aici, lângă bunicu. Ciorba. Chiar din o ciorba am muncit. Hai să ajutim. Ajunga la Călăiciu, dacă deau Andrei, 40. Păi și linguri, Leuțule, ce ai făcut cu lingurile? Le-am uitat acolo, la magazin. Cum la magazin? Păi, acolo la magazin. Mie pune fără carne și mai multe găluște. A, pe atunci dă-i farfuria, că să pun alta, hai. Da. Fără ia cărniță ia. Deloc? Da. Așa faci tu ca de fiecare dată, tu nu mănânci carne. Dacă nici asta de curte, găină, ați văzut și cum arăta. Eu mănânc numai carne de oaie. Carne de oaie? Da. Numai carne de oaie. Nu, urmez, mănânc orice. Scoate tu, că tu ai degetele și scoate și ușile. Avem găluște, băi. Asta aici. Ca în filme. Găluște, da. A, mulțumim, mulțumim, domnul Bogătare. Cu tunița, că ea a pregătit azi aici. Pune acolo o ciorbă, domnul director. O ciorbă adevărată, vă mulțumim. Da, pune și unul. Domnul Bogătare. Gata, lasă-o și așa. Așa, să stea. Pardon, m-a scuzat venit de la muncă. Eu muncesc mai mult pentru cuturința. Și găinușa. Îmi pun și eu? Eu te nu știu dacă vrei. Îi dai un pic de sare. Sare, dai sare acolo. Dați asta ce le-a făcut cuturința. Vedeți cum arată? Este găina grasă. Vorbim, uite, merge. Nu se desface, nu se desface. Nu, pune-i tu sare la ăla, că nu știi. Așa, dă-le pune. Așa, dacă plată de sare. Mai mult. Mai mult, stai, că spun așa, stai. Păi, asta să pun mult. Da? I-ai băgat la bun sare? Da. Nu, n-am sare. Mulțumesc, mulțumesc. Chiar că mai spun ciorbă peste aia. Ca să nu, mă, că e bine, bine, vă mulțumesc. M-a scuzat că ai venit de la muncă. Da, nimic, domnul Jeanu. M-a scuzat să trăiască nevasta ta și Leuțu Mirea. Mulțumim, la fel, Doamne ajută. Am auzit că ai luat un porc mare. Da. 30 de milioane. Nu l-ai văzut.
L-am văzut, am crezut că un purcel, ce e ăla?